În acest episod o să ne ocupăm de această parte a temei, header-ul, partea de sus, și o să schimbăm logo, o să schimbăm această descriere, o să ne ocupăm și un pic de meniu, să-l dăm puțin mai jos, o să-i facem, o să-i mărim aici distanța în pixele al header-ului, dar înainte de a face toate aceste lucruri în CSS, o să intru la mine în temă și o să schimbăm acest screenshot pe care îl are tema și care nu e unul chiar frumos din punct de vedere vizual, evident. Și pentru a face acest lucru, să intrăm pe acest site pixeler.com editor și o să creăm acum o altă imagine. Trebuie să fie 350 cu 250. Să-i dăm o culoare mai închisă. O să scriem aici numele temei. Bineînțeles, pentru cei care vor să facă o altă poză mai frumoasă sau să ia alta de pe net, o poate face fără niciun fel de reținere. Să alegem un alt fond în care e mai frumos așa. Ok. Și acum o să iau poza și o să o încarc la mine în temă. După ce am schimbat screenshot-ul la tema, acum o să intrăm o să vedem tema propriu-zisă, cum am lăsat-o data trecută. Și o să identificăm divurile și toate componentele care le are partea de sus header-ul. În tema noastră avem un ID header și în interiorul acestui ID avem un hgroup și avem și navigation, adică meniul temei. Și dacă dăm click pe hgroup, avem un h1 class site title și un h2 class site description. Astea două o să le dăm noi structura în CSS plus, evident, clasul de la site header. Rapid câteva explicații despre CSS-ul pe care o să-l adăugăm în style.css în tema noastră. Site header este divul principal de ne pare de sus header-ul, da? I-am dat o lățime de 120 de pixeli, 1020 pixeli, o înălțime de 180 pixeli, asta, height, culoarea negru, un negru, o culoare apropiată de negru, nu este negru absolut este așa, da? Margin bottom 20 pixeli și un background gri. După care avem H1 site title, da? I-am dat o lățime de 280 pixel, i-am spus să se ducă spre stânga, float left, un padding de 10 pixel left, padding top 35 pixel, un font size 32 pixel, font family Georgia, și mai jos avem site description, este descrierea din site, font 13 pixel, font family Verdana, o culoare aproape de negru, o lățime de 400 pixel, un padding left 20 pixel și un float left, adică i-am spus să se așeze dinspre stânga spre dreapta. O să luăm tot acest CSS și o să-l punem la noi în temă și o să vedem niște schimbări.
Tema noastră arată așa, dar o să-i dăm un refresh după noul CSS, o să vedem schimbările aferente. După ce am dat refresh la temă, ea arată așa. Avem H1 site title aici. Și aici mai jos avem un H2 site description. O să luăm meniul care este acesta, o să luăm și să-l mutăm după header aici în jos și o să-i dăm o structură data viitoare. Până atunci sper să ne auzim și să ne vedem cu bine.